Pe ce premize am putea să mergem în acest caz? Să fie oare vorba de răzbunare din partea acelor persoane? Să fie vorba de răpire? Oare a fugit el de frica arestului? Sau să fie vorba, nu știu, de un scenare din partea lui? Ce părere aveți dumneavoastră? Tot ce a spus până acum este posibil până la proba contrarie. Tot. Și nu vedeți, dumneavoastră trebuie să sesizați că toate astea gravitează în jurul banilor. Dacă e vorba de trafic de persoane cu adresă către prostituție, cu atât mai mult e vorba de sume mari de bani. Atunci când e vorba de bani, foarte mulți, crima este la capătul străzii. Oamenilor din afară, poate și dumneavoastră, mi se pare chestia aceasta, ei l-au omorât sau la... Nu există. Sunt lucruri foarte simple. Când intri în mafie de acest tip, îți asumi riscurile de a tăcea, de a conspira, de a nu da în primire, de a nu colabora cu poliția, de a respecta cuvântul dat. Sunt o grămadă de legi pe care, dacă nu le respecti, o mierlești. Poate să fie răpit, sechestrat, libertatea sub controlul altora, la colț să fie niște pretenții financiare, îți dăm drumul și așa mai departe, dacă se plătește o anume sumă. Mai avem o variantă. Să fugă el voluntar, își schimbă fizionomia, își schimbă adresele, altele decât dacă îl duce capul, decât astea unde bănuiește că ar putea fi căutat și poate să rezistă o perioadă de timp. Dar ăștia care fug și se ascund sunt loviți de o filoxeră, adică o boală, și anume li se termină banii. Și în momentul când li se termină banii, nu mai poate el să schimbe hoteluri, să meargă la chirurgia estetică, să dea bani celor care îl găzduiesc, că nimeni nu-și riscă pielea ca să-l găzduiască pe el moca. Și știți ce face? Să nu vă surprindă faptul că se predă.